dream, the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, oh, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are not too heavy, to reach the unreachable star. And this is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march into hell for the heavenly goal. And I know only be true to this glorious quest that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest. And the world will be better for this, that one man scorned and covered in scars stroll, where there's the last ounce of courage, to reach the unreachable star. N-avem nicio treabă, să vezi? A venit pentru tine, e clar. A venit doar pentru năsuc, Andy, Bobo. Zi. Părerea mea e că noi suntem degeaba la masa asta. A venit exclusiv pentru Andra. Da. Așa am simțit eu, da. Năsuc. Și prin felul în care a cântat, toate inflexiunile astea vocale. Știi ce m-a mirat? Că ai ales o piesă care n-are de-a face cu niciuna dintre piesele vestimentare de pe tine. Tocmai asta a fost cumva și intenția mea, pentru că toată lumea când m-a văzut așa îmbrăcat la preselecții a spus că tu o să cânti cel puțin, nu știu, Rihanna, Beyoncé. Ești un personaj complex, cum se spune, da. Fie, n-are nicio legătură cu muzica, e o părere. Dacă mă înșel, îmi cer scuze în avans. De la primul pas pe care l-ai făcut pe scenă, mintea ta a fost doar la dacă nu cumva sunt prea tăiați pantalonii. Mie așa mi s-a părut. Mi se pare că în timp ce cântai, tu încercai să te concentrezi la cum ești îmbrăcat. E păcat. Cred că poți să cânti, cred că trebuie să te relaxezi puțin mai mult și să te bucuri de momentul ăla pe scenă, pentru că dacă intri pe scenă, bucură-te de alea 3 minute sau o oră sau cât ai, cât de mult poți, știi? Ăsta este sfatul. Andra! Înțeleg foarte bine de ce are tendința să exagereze cântatul ăsta și să nu se bucure cum ar veni de interpretarea asta, pentru că dacă a făcut o pauză și acum a venit să demonstreze, exact, e necântat și vrea să vadă, e bine, vă arăt tot ce știu. Ești foarte talentat, sigur, asta e, cred că asta e partea principală, dar sfatul meu este să te relaxezi și să te bucuri de muzica pe care o cânti. Ok, mulțumesc! Cum să te relaxezi când știi cât de mult te-ai pregătit pentru acest examen? La vârsta de 4 ani, Vladimir a început să ia lecții de canto. Apoi a dorit să devină un zeu al esteticului, cum ne-a mărturisit. Studiază moda la Institutul Marangoni Fashion Styling din Milano și crede că își poate multiplica talentele dacă le urmează conștient de valoarea și importanța lor. Vladimir, o să votăm acum prestația ta din seara asta. Andy. De la mine are un da. Mulțumesc. Andra? De la mine ai un da. Mulțumesc. Da, din partea mea are un da. Dragoș. Meriți, da, cel puțin pentru încurajare, dar și pentru ce ai făcut în seara asta. Mulțumesc. Ai un da și din partea. Bravo. Da. Ai obținut 4 de da. Mulțumesc foarte mult.